Isaia, capitolul 9, versetul 1, și aș vrea să ascultați cu toți, să citim cu toți și fiecare să ajungem la o concluzie despre cine vorbește aici în profeție Isaia. Isaia 9, capitolul 9, versetul 1. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină, peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii, și el se bucură înaintea ta, cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Că jugul care apăsa asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, muiaua celui ce l-a suprea, le-ai sfărâmat, ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășarea luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări, ca să fie arse de foc. Căci un copil mi s-a dat. Un fiu. Căci un copil mi s-a născut. Un fiu mi s-a dat. Și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfeșnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Amin. Amin. Doamne, te rugăm în următoarele clipe, vorbește-ne după nevoile care le avem. Amin. Doamne, este o sărbătoare uimitor de mare, nașterea Ta. Și noi îți spunem, trăiască Domnul. Amin. Să trăiești veșnic în inimile noastre. Amin. Și mai mult decât atât, te rugăm să domnești veșnic în inimile noastre. Și mulțumim pentru că ai pregătit pentru noi har și hrană și cuvânt prin Duhul Sfânt. Amin. 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 Vă rog să ocupați locul. Bună dimineața! Iisus Hristos este Domnul! Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această dimineață de sărbătoare, de praznic, de celebrare a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Ieri, alaltă ieri, seară sau la amiază, stăteam la masă împreună cu sora mea și cu soția mea și cu azilantele noastre, cu bătrânelele pe care noi le avem în casă și avem mare grijă de ele. Și zic, cine se roagă? Că eu m-am tot rugat. Eu non-stop mă rog în casa aia. Zic, cine se roagă? Și sora mea se ofere, care e purtătoare de cuvânt. Adică. Și s-a rugat și la sfârșit, în rugăciune, a spus, Doamne Iisuse, la mulți ani. Amin. Amin. La mulți ani. Mai m-am gândit oare se potrivește, cam sună așa un pic stângaci. Cu adică să-i spui celui veșnic la mulți ani. Însă este un alt mod în care ne închinăm Domnului în felul acesta prin cuvinte foarte omenești. Însă Isaia este cel mai uimitor profet din Vechiul Testament. El este profetul care vorbește cel mai mult despre Domnul Iisus. Isaia, așa cum spuneam înainte de a citi textul acesta vital din Vechiul Testament, vorbește și despre nașterea Domnului Iisus și vorbește și despre moartea Domnului Iisus. Isaia este cea mai evanghelistică carte din Vechiul Testament, pentru că, în mod special, Isaia ne vorbește în capitolul 9 despre scopul Crăciunului. Scopul venirii lui Iisus Hristos în lume. De ce a venit Iisus Hristos? De ce s-a născut Iisus Hristos tocmai într-o iesle?
De ce a murit Iisus Hristos tocmai pe o cruce? De ce a înviat Iisus Hristos și a biruit moartea și i-a dat bătaie la ea acasă? Slavă Domnului! Ei, pe scurt în această dimineață, care este scopul Crăciunului? Există două motive fundamentale pentru care Iisus Hristos a venit în lume. Ele sunt simple, însă ele sunt cosmice, ele sunt universale și ele sunt și au o încărcătură spirituală extraordinară. În Ioan capitolul 1, de unde ni s-a citit la momentele de rugăciune, Ioan, prin Duhul lui Dumnezeu, ne spune cele două scopuri ale venirii lui Iisus Hristos în lume. Și Ioan spune așa, Moise ne-a adus legea. Dar Hristos, în Hristos, am primit harul și adevărul. Știți care este scopul Crăciunului? Este dublu. Când Dumnezeu face un lucru, El întotdeauna îl face cu bonus. Întotdeauna îl face încât paharul, când Domnul dă binecuvântare, paharul meu este plin de dă peste el. Dumnezeu întotdeauna parcă face lucrurile așa cum noi, oamenii, nu le prea putem face. Dumnezeu întotdeauna face artă din orice lucrare a Lui. Ei, când Domnul Iisus Hristos a venit în lume și s-a născut în lume, El s-a născut cu un scop dublu. Și scopul este dublu și nu este complicat, tocmai ca să putem să-L înțelegem cu toții. Iisus Hristos a venit în lume ca să ne dea harul și adevărul. Astea sunt cele două scopuri simple, dar fundamentale ale Crăciunului. Stau și mă tot uimesc de lumea în care trăim. De lumea ciudată în care trăim. Trebuie să vă spun, frați și surori, doamnelor și domnilor, că lumea în care noi trăim, noua generație în care noi trăim, este tot mai seculară. Secular înseamnă fără la distanță tot mai mare de Dumnezeu. Trăim în mijlocul unei generații, când spun generații, mă refer la aia de la 20 până la 100 de ani. Trăim în mijlocul unei generații care tot mai mult se rușinează de Iisus Hristos și li se pare că nașterea Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare penibilă și din cauza aceasta nici nu ne mai salutăm atât de mult. În România încă se mai face câțiva în excepție. Noi ne mai salutăm cu Crăciun fericit pe aici, pe acolo, dar în general, încă din vremea comunistă, și veți vedea în anii următori, ne vom saluta tot mai mult cu sărbători fericite. Știți de ce? Pentru că încetul cu încetul societatea încearcă să-L scoată pe Iisus Hristos și valorile lui Iisus Hristos din mentalitatea noastră, din tradițiile noastre, din sărbătorile noastre, din trăirile noastre, din viața noastră. Însă noi facem excepție. Pentru că noi ne mândrim cu Iisus Hristos. Noi Îl vestim pe Iisus Hristos și nu ne va fi rușine de Iisus Hristos chiar dacă ni se va cere viața. Și chiar dacă ni se va cere prețul vieții, noi Îl vom mărturisi pe Hristos, ne vom închina lui Hristos și vom rămâne fideli Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar de ce să rămânem fideli lui Hristos? Și de ce? Pentru că atunci când Iisus Hristos a venit în lume, El a adus două mari și uimitoare lucruri în lume. Harul și adevărul. Harul și adevărul. Practic, în orice sferă a vieții noastre, în orice părticică a vieții noastre, că este vorba de școală, că este vorba de sport, că este vorba de muncă, suntem judecați după performanțele noastre. Și chiar dacă în momentul acesta nu-mi dați dreptate, curând o să-mi dați dreptate, pentru că etica muncii umane este bazată pe efort. Etica muncii umane este bazată pe transpirație, pe competiție
și pe muncă grea. Am citit recent câteva cuvinte ale unui american, a unui celebru pastor american, Rick Warren este numele lui, și el scrie așa. Crescând în America, spune Warren ăsta, am învățat despre american că sunt duri și că masă pe gratis nu există în America. Aia doar în România există. Masă pe gratis, spune el. Nu există că primești ceva doar în valoarea... Nu există masă pe gratis, spune el. Și mai continuă și zice așa. Nu există decât așa. Că primești ceva doar în valoarea banilor pe care i-ai plătit. Sau dacă va fi să fie cumva, scrie el mai departe, și dă citatul șefului, spune, va fi exact așa cum îți spun eu. Asta este cultura americană. Și el mai continuă și zice, dacă vrei ceva să fie făcut ca lumea, spune el, du-te și fă-l singur. Asta este filozofia lor, însă din nefericire filozofia americană a venit și în România. Și ea s-a transferat deja de mult în Europa. Ați auzit proverbul, cred că majoritatea dintre noi, am auzit un proverb ciudat, care spune așa. Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri. Domnilor, ăsta este greșit proverb. De ce vă spun toate aceste lucruri? Oamenii au crezut însă și proverbul acesta, că se tot vehiculează, tot auzim. Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri. Astea sunt copilării. Se vede că cei ce au inventat un asemenea proverb nu cunosc absolut deloc Cuvântul lui Dumnezeu sau Sfânta Scriptură. Acum, proverbul acesta și filozofia americană și filozofia europeană, despre care v-am citit, citându-l puțin pe Rick Warren, este că atunci când ajungem la valorile spirituale, începem să aplicăm aceleași principii și aceleași filozofii. Și dacă proverbul este și sună Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută singuri, am preluat psihologia aceasta, am fost inoculați cu filozofia și cu psihologia aceasta și mulți cred că Dumnezeu folosește aceleași principii și aceleași relații bazate pe etică performantă, pe efort, pe efortul pe care îl facem noi. Însă hai să vă spun de ce a venit Iisus Hristos în lume. Iisus Hristos în lume a venit pentru două motive. Să ne aducă harul și adevărul. Și așa în următoarele câteva minute să învățăm foarte puțin câteva adevăruri despre har. Acum, eu în această dimineață, cu ajutorul lui Dumnezeu, o să vorbesc despre ceva despre care nu prea pot să vorbesc. O să vorbesc despre ceva despre care nu prea pot să explic. Har se numește. Har. Aș vrea să-l văd pe cel care știe să ne spună totul despre har, că nu prea există. Eu, cel care stau în fața dumneavoastră, mă apropii în această dimineață de un subiect aproape infinit, probabil. Mă apropii și încerc să vi-l descriu pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, pe singurul care a dus în lume harul. Însă nu voi reuși să-l descriu niciodată pe Iisus Hristos. Cu ani în urmă mi-a parvenit o casetă, pe vremea aceea nu exista internet și erau doar casete din astea audio sau nu știu ce mai existau, despre un negru, un predicator negru, care după ce vorbește într-un mod majestic despre Iisus Hristos și îl descrie pe Iisus Hristos cum noi nu l-am mai auzit niciodată pe altul, descriindu-l pe Iisus Hristos în termenii cei mai elogioși. Și după ce vreo 7 minute, că ăsta este mesajul lui de 7 minute, îl ridică, îl înalță, îl adulează, îl ovaționează pe Iisus Hristos, cum eu n-am mai auzit niciodată, se oprește și spune, tare aș vrea să vi-l pot descrie pe Iisus Hristos. Dar nimeni altul ca el până atunci nu l-a mai descris, cel puțin din punctul meu de vedere, pe Iisus Hristos. Ei, cam așa se întâmplă cu mine în această dimineață, pentru că încerc să vă vorbesc despre har.
Harul unul singur l-a adus pe pământ. Acesta este Iisus Hristos care s-a născut în Iesla Betleem. Și Isaia înțelege adevărul acesta, Mica înțelege adevărul acesta în Vechiul Testament, ăsta sunt niște profeți. Ioan în Noul Testament înțelege, toți evangheliștii din Noul Testament înțeleg adevărul acesta. Însă noi trăim într-o lume în care încercăm să-L judecăm pe Dumnezeu după filozofia umană, după psihologia umană și avem impresia că Dumnezeu încearcă să se apropie de noi după etica performanțelor noastre, după eforturile pe care le depunem. Și poate că unii dintre noi în această dimineață exact așa simțim, că atragem de la Dumnezeu favoruri și aprobare doar dacă facem eforturi mari. O să vă dezamăgesc pe câțiva și teologia unora dintre noastre o să o zdruncin, sper să o zdruncin și fie ca Duhul Sfânt să o zdruncine. Dar când ne apropiem de Dumnezeu, Dumnezeu nu funcționează după filozofia lumii. Și Dumnezeu nici nu acționează după filozofia lumii, slavă lui Dumnezeu. Pentru că poate în această dimineață ești în locul acesta, sau asculți pe internet mesajul acesta și poate simți că și tu trebuie să câștigi aprobarea lui Dumnezeu. Poate că simți că și tu cumva trebuie să faci eforturi mari ca să câștigi aprobarea lui Dumnezeu și să ajungi în cer făcând din greu bine și încercând să atingi perfecțiunea. Însă, dacă aceasta ai crezut până acum, am pentru tine o veste atipică. Dumnezeu nu este așa cum îl gândim majoritatea dintre noi. Pentru că din cauza asta a venit Iisus Hristos în lume să ne aducă harul și adevărul. Harul este total deosebit de psihologia și de psihologia lumii. Harul este total deosebit de etica performanței, pentru că după asta suntem catalogați fiecare. Dacă predic bine, sunt bun. Dacă mă rog cu foc, sunt bun. Asta însă s-ar putea să fie etica performanței sau efortului meu propriu, prin care pot să impresionez pe oameni. Dacă plâng un pic, sunt bun. Dacă zâmbesc tot timpul, iarăși sunt bun, știi? Și impresionez. Și asta este etica performanței. Dar Dumnezeul căruia noi ne închinăm în această dimineață și numele Lui este Iisus Hristos, este un Dumnezeu total deosebit de etica performanței care domină și terorizează lumea. Ați auzit de headhunting? Este o expresie foarte adevărat englezească americană. Ăștia sunt vânători de minți luminate. Headhunting. Adică sunt companii care folosesc principiul acesta de headhunting. Head înseamnă cap și hunting înseamnă vânătoare în limba engleză. Și sunt companii din astea foarte mari, concerne, care folosesc, angajează oameni ca să-i găsească pe cei mai deștepți, cele mai luminate minți, care să fie lideri și fac training cu ei și pe cei mai luminați îi angajează. Dacă ai neșansa să nu fii atât de bun și performant, nu te vor angaja niciodată. Pentru că ei caută ceea ce este mai bun în lume. Vă dau o veste foarte bună. Dumnezeu nu gândește așa. Și Dumnezeu nu trăiește așa. Și Dumnezeu nu lucrează așa. Pentru că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu al Harului. Și Iisus Hristos a venit în lume să ne aducă Harul și adevărul. Fiți atenți. Dacă ați crezut până acum că Dumnezeu, pentru a atrage aprobarea lui Dumnezeu, pentru a atrage favorurile lui Dumnezeu, trebuie să facem eforturi mari. Și trebuie să mă rog mai mult. Și trebuie să postez mai mult. Și trebuie să fiu la biserică mai mult. Iarăși vă dezamăgesc. Nu așa gândește Dumnezeu. Acum, să nu mă înțelegeți careva greșit, să nu mă înțelegeți total greșit. A fi creștin înseamnă a veni la casa lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a te ruga. A fi creștin înseamnă a posti. A fi creștin înseamnă a te bucura. Dar deși ăsta este pachetul întreg al unui creștin
adevărat, să știți că astea, într-un anume fel, sunt performanțe pe care noi le facem. Dar Dumnezeu nu ne mântuiește pe baza performanțelor noastre. Și Dumnezeu ne-a mântuit, ne mântuiește și ne va mântui numai pe baza performanțelor Fiului Său, Iisus Hristos, glorie lui Dumnezeu. Și cum se numește asta? Har. Har se numește. Când ne apropiem de Iisus Hristos, Ioan spune că Iisus Hristos este singurul care a adus în lume harul și adevărul. Și când intrăm în lumea harului lui Dumnezeu, intrăm într-o lume care pe noi performanții, care avem o etică a performanței, lumea aceasta harului lui Dumnezeu ne revoltă, ne enervează. Pentru că Dumnezeu dă har celor mai netrebnici oameni. Și să vă mai dau o veste bună. Când vom ajunge în cer, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu o să ne mirăm că o să-l găsim acolo pe Cătălin Covaci și pe Daniel Cocar. Nu asta va fi mirea mea. Și când vom ajunge în cer, ne vom mira că vom întâlni acolo cei mai netrebnici oameni pe care noi i-am întâlnit în viața noastră. Dar care au fost salvați prin harul lui Dumnezeu. Amin. Care într-adevăr s-au pocăit. Dar au fost salvați prin harul lui Dumnezeu. Așa că dacă în această dimineață te simți murdar și nevrednic, am o veste bună. Din cauza asta a venit Iisus Hristos în lume. Ca să te atingă, să te culeagă, să te ridice, să-ți schimbe haina, să schimbe chiar și mirosul, să schimbe înfățișarea, să schimbe fizionomia, să te umple de har, să te transforme și, pe urmă, să te ducă în cer și Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Știți? Știți ce spune Biblia despre ce trebuie să faci ca să fii mântuit? Vă rog să deschideți împreună cu mine în Ioan, la capitolul 6, versetul 29, este un verset aici care este tulburător. 6:29. E tulburător versetul acesta. 6:29. Auziți ce trebuie să facem ca să fim copiii lui Dumnezeu? Ce trebuie să facem ca să fim salvați, mântuiți? Ce trebuie să facem fiecare la rândul nostru dacă ne interesează o relație sfântă și pozitivă cu Dumnezeu? Niște oameni, niște șmecheri, s-au dus la Domnul Iisus Hristos într-o zi și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos, ei au zis, niște farisei și cărturari, ce să facem 28 ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Că l-au văzut pe Iisus Hristos săvârșind lucrările lui Dumnezeu. Și vreau și ei în viața lor lucrările lui Dumnezeu. Și vreau în comunitatea lor lucrările lui Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos făcea lucrările lui Dumnezeu în comunitatea lor, în adunarea lor, în lumea lor, în orașul lor. Și ăștia se duc la Iisus Hristos, norocul și farisei și cărturari, și spun, ce să facem ca să săvârșim și noi lucrările lui Dumnezeu? Iisus te-a răspuns, atenție, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Amin. Amin. Nu vi se pare atipic? Lucrarea pe care o cere Dumnezeu nu să faci efortul supraomenești. Și să stai în genunchi ore întregi și cum fac ăștia, unii catolici și unii călugări și în psihologia aceasta monasticistă a mănăstirilor, că trebuie să urci pe genunchi zeci și sute de trepte. Să faci canoane ca să primești aprobarea lui Dumnezeu. Când să ne apropiem de har, harul pe care Iisus Hristos l-a adus. Domnul Iisus Hristos spune așa în versetul 29 și îl mai citesc o dată că e fundamental și vă rog versetul acesta să-l subliniați. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Amin. Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Zice Domnul Iisus Hristos. Și ce să faceți? Un singur lucru. Să credeți în acela pe care l-a trimis Tatăl. Adică să credeți în Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și
aici aș vrea să învățăm un adevăr fundamental și universal și cosmic. Salvarea, mântuirea noastră nu are nimic de a face cu a face. Și mântuirea noastră are totul de a face cu verbul a crede. Amin. Alo, amin? Amin. Ar fi trebuit să fiți un pic mai vesele. Amin. Pentru că dacă, frați și surori, mântuirea noastră ar avea de a face cu verbul a face, niciunul nu vom ajunge în cer. Însă pentru că mântuirea noastră, fraților, pentru că salvarea noastră are de a face cu verbul a crede, toți avem șansa și ușa deschisă pentru a ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și zice, a venit Iisus Hristos în lume să ne aducă harul. Și har, știm majoritatea dintre noi ce înseamnă har, înseamnă favor nemeritat. Acum o să învățăm până la terminarea acestui mesaj cam tot ceea ce înseamnă har, adică o parte din ceea ce înseamnă har, cam o parte din tot ceea ce înseamnă har. Mântuirea nu are de-a face cu efortul, ci mântuirea are de-a face cu a crede, cu credința. Doamne, ajută-ne să credem în Iisus Hristos, fiecare dintre noi. Nu trebuie să dovedești ceva înaintea lui Dumnezeu. Nu trebuie să dovedești înaintea lui Dumnezeu că meriți. Dar știi ce? Trebuie să accepți mântuirea prin credință. Pentru a fi mântuit, tu nu mai poți face nimic. Ci trebuie doar să crezi în Iisus Hristos. Amin. Acum, știu că în mintea noastră s-a înfilipat ideea, bă, ce bine zice ăsta, ce-mi place. Ce ușoară e toată treaba. Și să știți că mântuirea este o chestiune foarte ușoară. Credeți-mă, este super ușoară. Mântuirea este harul pe care Dumnezeu ne-l dă tuturora. Însă ideea de har, în limba slavonă, și grație în limba latină, și în limba italiană, grația, grație, știi? Ei, har este în limba slavonă, slavă, știi? Și noi mai avem câte o scăpare de slavonicism în vocabularul nostru. Ei, har, de acolo vine. Iar grație este un cuvânt mai puțin cunoscut, dar înseamnă același lucru. Har și grație este același lucru. Când Biblia vorbește despre har, putem să înlocuim cuvântul har cu grație. Hristos ne-a adus grația, în adevăr, nu sună foarte bine că suntem obișnuiți cu traducerea veche, însă putem foarte bine să traducem și în felul acesta, că Moise ne-a adus legea, dar Iisus Hristos ne-a adus grația, adică harul și adevărul. Și concepția aceasta despre har sau grație este atât de străină în mijlocul, în mintea noastră, chiar în mintea oamenilor care cred în Dumnezeu, încât atunci când le vorbești oamenilor despre cuvântul lui Dumnezeu, despre faptul că mântuirea este un dar gratuit, despre faptul că mântuirea este grație, despre faptul că mântuirea este har, oamenii se uită la tine confuzi și cu mintea goală. Că nu înțeleg. Cum adică? Că ei sunt obișnuiți să plătească pentru orice, știi? Psihologia performanței, etica performanței. Vreau ceva bun, păi ceea ce este bun costă, calitatea costă. Și majoritatea dintre noi am învățat lucrul acesta. Suntem așa de obișnuiți să primim dragoste condiționată. Adică te iubesc dacă mă iubești. Suntem așa de obișnuiți cu chestiunea aceasta încât suntem afectați de psihologia și de gândirea oamenilor de lângă noi. Am să te iubesc dacă. Te iubesc pentru că și conceptul acesta de grație, de har, că totul este prin har, totul este prin har, totul este prin grația lui Dumnezeu, ne este realmente la un moment dat foarte străin și pare nefamiliar și chiar inconfortabil. Știți ce este religie, frați și surori? Religie. Orice religie. Chiar și aia creștină. Știți ce este religie? Este actul prin care oamenii încearcă să-i facă plăcere lui Dumnezeu. Religie înseamnă performanță, un act prin care eu încerc
Să fac ceva ca să câștig favorul lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă grație? Știi ce înseamnă mântuire? Știi ce înseamnă har? Harul este Dumnezeu care coboară la noi și ni se oferă. Asta înseamnă har. Religie înseamnă efortul meu de a mă cățăra pe scara faptelor bune până sus la Dumnezeu. Oraia care au încercat să construiască turnul Babel, că au făcut un turn foarte înalt, nu știm cum, că n-aveau macarale, zgârie, nori, n-aveau tehnologie, însă au reușit să facă pe vremea aia un turn foarte înalt. Aia era efortul omului de a ajunge pe scara faptelor bune la Dumnezeu și n-au reușit băieții. Har înseamnă însă efortul lui Dumnezeu de a veni la oameni și omul n-a reușit să ajungă la Dumnezeu, însă Dumnezeu a reușit să ajungă la oameni într-o zi ca aceasta prin iesea Betleemului, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Am mai învățat încă un lucru foarte important. Toate religiile lumii, de fapt, se reduc la un singur cuvânt. Fă. Astea sunt religiile lumii. Fă. 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 Dacă nu faci, da. Astea sunt religiile. Asta spun religiile lumii. Fă. Însă doar creștinismul se bazează pe cu totul altceva. În timp ce religiile lumii se bazează pe fă, adică fă ceva, creștinismul se bazează pe am făcut. Adică Iisus Hristos a făcut. Amin. Amin. Dacă noi ne bazăm pentru a ajunge în cer, fraților, asta înseamnă har. Dacă noi ne bazăm pentru a ajunge în cer pe ceea ce fac eu, să-mi spuneți dumneavoastră mie, nu acum, la terminare, câți dintre noi suntem vrednici pe baza faptelor noastre bune să ajungem în cer? Nici unul. Vă uitați la mine așa de galeși în acest moment. Toți sunteți drăguți, drăguțe. Unii chiar mă și zâmbiți. Ați luat de bună mesajul de la rugăciune, sunt mai bine. Sunteți rare aia care zâmbiți. Ca să fiu specific, acum ați mai început să vă descățiți fruntea. Însă, imaginați-vă că am încercat să ajungem în cer pe baza a ceea ce eu fac. Nici o șansă. Noi ajungem în Împărăția lui Dumnezeu pe baza a ceea ce a făcut Iisus Hristos. Religiile se bazează pe fă. Creștinismul se bazează pe am făcut, îl citez, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Fă o listă, dacă asta înseamnă religie. Religie înseamnă să faci o listă de performanțe și prin performanțele acestea să încerci să câștigi dragostea lui Dumnezeu sau aprobarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă religie. Însă creștiniștii ce înseamnă? Dacă vreți un singur lucru. Să crezi în acela pe care l-a trimis Dumnezeu în lume. Să crezi în Iisus Hristos și în jertfa Lui, glorie lui Iisus Hristos. Amin. Știți? Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a venit pe pământ în persoana lui Iisus Hristos și în momentul când Iisus Hristos s-a născut în iestea Betleemului și a trăit cei 33 de ani și jumătate și pe urmă s-a dus pe cruce și pe urmă a înviat, Dumnezeu însă când l-a trimis în lume pe Iisus Hristos și ce-a făcut? Dumnezeu a venit pe pământ în persoana lui Iisus Hristos ca în esență să ne spună, voi sunteți absolut greșiți. Dacă vă bazați mântuirea pe performanțe, sunteți absolut, total greșiți. Pentru că creștinism înseamnă nu ce fac eu pentru Dumnezeu, ci creștinism înseamnă ce face Dumnezeu pentru mine, prin persoana Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Categorică sunt foarte importante faptele bune. Categoric că faptele bune au rostul și rolul lor, însă trebuie să facem o clipă teologie. Faptele bune n-au însă rol de mântuire. Faptele bune au valoare după mântuire. Însă faptele bune nu mă pot mântui. Eu sunt mântuit numai prin har, prin har, prin grația pe care Dumnezeu mi-a dat-o, prin jertfa și prin crucea Fiului Său, Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos. Și îmi vine să dansez aici, dar nici nu știți când mă abțin. Pentru că, fraților, asta... Slavă Domnului că mă abțin, zice Cătălin. E bun și asta. Însă, fraților, asta înseamnă har.
Un om care a înțeles cât de cât harul lui Dumnezeu. Și ce face? Se îndrăgostește de Dumnezeu. Un om care a înțeles cât de cât ce înseamnă harul lui Dumnezeu, se îndrăgostește de harul lui Dumnezeu. Pentru că știe ce înseamnă har. Har înseamnă moartea lui Iisus Hristos pe cruce, dar și învierea lui slăvit să fie Dumnezeu. Știți? Dragostea lui Dumnezeu pentru mine și pentru tine, așa cât ești de păcătos și ticălos. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi toți, așa că suntem de murdari sau de curați în această dimineață, dragostea lui Dumnezeu pentru noi este nelimitată, necondiționată și nemeritată. Slăviți să fie Domnul! Amin. Mai țineți minte ilustrația cu fiul risipitor. Unul a rămas acasă și era curat, celălalt a plecat de acasă și s-a murdărit rău. Știți care este frumusețea? Tatăl îi iubea pe amândoi la fel. Și pe ăla care era curat, mă rog, în ghilimele, nu intrăm în detalii, dar și pe ăla care s-a întors murdar, tatăl îl iubea la fel de mult. Asta se numește har, fraților. Și har înseamnă că Dumnezeu te primește orice om, fii atent, oricât de adânc ai cădea. De acum înainte și eu nu te incit să păcătuiești acum, absolut deloc, însă vreau să-ți spun că asta înseamnă harul lui Dumnezeu. Oricât de adânc un om s-ar arunca în păcat, în iaurtul mizeriei, știi? Oricât de mult un om s-ar afunda în păcat, fii atent, când te pocăiești, Dumnezeu te primește așa cum ești. Și numai atât, se și bucură că te întorci. Asta înseamnă har. Vă învăț să păcătuiți absolut deloc. Însă, fraților, ăsta este harul lui Dumnezeu. Și harul ne revoltă, știți de ce? Pentru că filozofia și gândirea și psihologia noastră este bazată pe performanță. Pe cât de performanți suntem, pe cât de buni apărem în fața altora, în fața lumii. Însă harul lui Dumnezeu înseamnă că Iisus Hristos a făcut totul pentru mine. Eu trebuie doar să cred în jertfa Lui și să cred în performanțele Lui și să cred în mila Lui și să accept mântuirea pe care El mi-o dă numai și numai prin har. Slăvit să fie Dumnezeu. Amen. Și ce-a făcut Domnul Iisus când a venit pe pământ? Și ce-a făcut Dumnezeu prin iesta Betleemului? Și ce-a făcut Dumnezeu? A zis, voi până acum ați avut o filozofie greșită pentru că v-ați bazat teologia și religia pe teoria performanței. Însă zice, asta este total greșit în fața mea, n-aveți nicio șansă, așa că am să vă învăț un nou concept numit har. Grație. Asta s-a întâmplat începând cu iestea Betleemului și desăvârșindu-se cu crucea de pe Golgota. Zice Dumnezeu, am să vă învăț o altă realitate. Am să vă învăț un alt concept care se numește grație, care se numește har. Asta, de asta a venit Iisus Hristos în lume, fraților. Să aducă har. Fără har, ne ardem. Cu har, să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. În final, aș vrea să vă spun încă un lucru. De ce a venit Iisus Hristos? Puteți să opriți călugurile astea. Nu știu unde este. Uite aici în față. Oprește că este prea cald. Aș vrea să învățăm, fraților, aș vrea să învățăm încă un alt motiv pentru care a venit Domnul Iisus Hristos în lume. El, Iisus Hristos, în primul rând a venit să ne aducă harul și fără har nu putem mântui și apostol, nu putem fi salvați. Și Apostolul Pavel înțelege adevărul acesta și spune în Efeseni 2:8 așa. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință și asta nu este de la oameni, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Slavă lui Dumnezeu! Să nu se laude nimeni. Am stat de vorbă în urmă cu ceva timp cu femeie, fată, care s-a căsătorit. Și mi-a spus o chestiune foarte frumoasă. Adică, nu foarte frumoasă, dar mie mi-a părut că a spus un lucru în final foarte frumos. Și a spus, deci eu vreau să mă căsătoresc,
Deci, frate Daniel, bărbatul cu care mă căsătoresc a mai fost căsătorit odată. Și am o mare rugăminte să nu spuneți la alții asta. Zic, promit că nu spun la nimeni. Și nici nu spun. Însă știți ce mi-a plăcut la ea? A spus, eu vă spun dumneavoastră, dar dumneavoastră să vă spuneți la nimeni. Și am spus, promit, îți dau cuvântul meu că nu spun. Și mă țin de cuvânt. Eu sunt un om de cuvânt, să știți asta. Dar știți ce mi-a plăcut la ea? A zis, eu vă spun, dumneavoastră, trebuie să știți adevărul, dar vă rog să nu-l mai spune și la alții. Era puțin jenată. Și am înțeles. Însă știți ce înseamnă har? Har înseamnă cu toate jenele tale. Cu toate căderile tale. Poți să vii înaintea lui Dumnezeu liber. Să spui, Doamne, ăsta sunt. Sunt atât de limitat, sunt atât de speriat, sunt atât de slab. Doamne, asta am făcut, 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 dar Doamne, tare rău îmi pare. Și când vii așa înaintea lui Dumnezeu, cu pocăință, Dumnezeu spune, hai, sus, te primesc așa cum ești. Asta înseamnă har. Asta înseamnă har. Și știți, la Dumnezeu și în biserica lui Dumnezeu nu există membrii second hand. Știi? Fii atent. Dacă faci parte din biserica stânca, aici nu avem două categorii. Noi în biserica stânca avem o singură categorie de membri. Ucenici. Și așa nu sunt first class și second class. Așa sunt toți first class. Și de ce? Pentru că toți am primit harul lui Iisus Hristos. Pentru că toți am fost spălați în sângele lui Iisus Hristos. Toți suntem first class. La Dumnezeu nu există second class. La Dumnezeu există numai first class și ilustrația cu Fiul Risipitor este cea mai demnă și cine vorbește atât de clar despre harul lui Dumnezeu, despre grația lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Vreau acum, în final, să vă spun încă un lucru foarte important. De ce a mai venit Iisus Hristos în lume? Iisus Hristos a venit în lume să ne aducă nu doar harul, ci El a venit în lume să ne aducă și adevărul. Amin. Alo, amin. De asta a venit Iisus Hristos în lume, pentru două motive. Asta este scopul Crăciunului, al nașterii lui Iisus. Să ne aducă harul și adevărul. Harul și adevărul. Cândva un necredincios s-a dus la un pastor și a spus, ce să fac ca să ajung în cer? Și pastorul a luat o mimă serioasă și a spus, e prea târziu. Și bărbatul era foarte serios, cu o întrebare foarte serioasă, ce să fac ca să ajung în cer? Și când a auzit cuvintele pastorului, e prea târziu, l-a șocat pastorul pe omul acesta, frământ după mântuire. Și a spus, totuși, cum adică e prea târziu? O, zice pastorul, este prea târziu. A făcut înaintea ta Iisus Hristos totul pentru tine, ca tu să ajungi în cer. Amin. Ca să ajungi în cer, dacă trebuie să folosim cuvântul ce să fac, este ceea ce Iisus Hristos le spune evreilor. Credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu în lume, adică în pruncul născut în iestea Betleemului. Slăviți să fie Domnul. Știți, pruncul născut în iestea Betleemului nu este nimic gândit aici, însă pruncul născut în iestea Betleemului lasă în urma lui darul. Știi, aseară am avut sărbătoarea de Crăciun și s-a dat darul la toți. Însă uite, tot au mai rămas. Tot au mai rămas. Mie asta îmi spune ceva și îmi spune ceva foarte important. Știi ce? Că în har, întotdeauna mai există binecuvântare. În har, întotdeauna mai există binecuvântare. Și mai țineți minte cântarea aceea, mai este loc la cruce. Mai este loc și la iesle.
mai este loc și la cruce, slăvit să fie Domnul. Asta este har. Harul nu se consumă niciodată. Când vrei să fii salvat, poți să fii salvat numai prin har, trebuie să accepți lucrarea și jertfa lui Iisus Hristos în inima ta și Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Însă auziți, Iisus Hristos a adus în lume harul, dar și adevărul. Iisus a adus harul și adevărul. Acum, în Scriptură găsim și harul și adevărul. Amin. În Scripturi găsim și harul și adevărul. Însă, adevărul pe care Iisus Hristos l-a adus, frați și surori și stimați ascultători, adevărul pe care Iisus Hristos l-a adus este nenegociabil. Adevărul pe care Iisus Hristos l-a adus este inegalabil. Adevărul pe care Iisus Hristos l-a adus este unic. Adevărul pe care Iisus Hristos l-a adus este nerelativ, este neschimbător și este final. Slăviți să fie Domnul! Ăsta este adevărul despre care vorbim atunci când vorbim despre adevărul pe care l-a adus Iisus Hristos în lume. Știți care este adevărul pe care l-a adus Iisus Hristos în lume? Se găsește scris în Ioan, capitolul 14, versetul 6, când Domnul Iisus Hristos zice despre sine, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Amin. Ăsta este un adevăr nerelativ, relativ și ce înseamnă? Că în secolul I am crezut unele, în secolul X am crezut altele, că adevărul acela s-a schimbat și pe urmă în secolul 20 iară s-a schimbat adevărul și în secolul 21 iară se schimbă adevărul. Știi că astea sunt adevăruri relative. Însă când vorbim despre adevărul pe care l-a adus Iisus Hristos, este un adevăr nerelativ, este un adevăr final, neschimbător, slăvit să fie Domnul. Auziți, adevărul pe care Iisus Hristos l-a adus este acesta. Spre Dumnezeu și la Dumnezeu există o singură cale. Amin. Și calea aceea este persoana lui Iisus Hristos. Am făcut vineri, am făcut o vizită la domnul Manuel, pentru care noi ne-am rugat, un bărbat a cărui soție s-a pocăit și s-a botezat la urmă botez Gabriela. Și am stat de vorbă cu el, m-am rugat pentru el, am stat de vorbă cu el zilele trecute și a ieșit din spital. El face chimioterapie, a ieșit din spital pentru câteva zile și m-a invitat la ei acasă. Și mi-a pus o întrebare, zice, domnul pastor, ce vreau să vă întreb ceva, nu vă supărați. Da, zic, nu mă supăr. Păi eu nu sunt supărăcior. Și mi-a pus o întrebare foarte serioasă, el a zis așa, nu serios vă spun. Ce se întâmplă, domnul pastor, ce se întâmplă cu musulmanii și cu budiștii? Acum asta e o întrebare pertinentă și serioasă este întrebarea. Ce se întâmplă cu ăștia care nu cred în Iisus? Și i-am răspuns așa. Am spus, domnul Manuel, îți spun pe aia dreaptă. Nu știu ce se întâmplă cu ăștia. Și domnule, îți mai spun încă ceva. Eu nu-mi permit să spun că toți ăștia se duc în iad. Însă ceea ce trebuie să-ți spun este că Biblia spune că la Dumnezeu există o singură cale. Iisus Hristos. Ce se întâmplă cu musulmani, cu budiștii, cu cei ce nu cred în Iisus Hristos, nu știu. Dumnezeu să se îndure de sufletul lor. Însă Biblia spune, frați și surori, doamnelor și domnilor, că la Dumnezeu există o singură cale și aia este Iisus Hristos și jertfa Lui, este a Lui și crucea Lui, slăvit să fie Dumnezeu. Ăsta este adevărul pe care le spune Iisus Hristos. Ăsta este adevărul despre care vorbește Biblia. Vedeți, creștinismul este o religie a iubirii. Însă creștinismul în același timp este o religie radicală care ne spune că la Dumnezeu există o singură cale, Iisus Hristos. Și știți ce i-am mai spus acestui bărbat în final? Am spus, domnul Manuel, nu știu ce se întâmplă cu ceilalți. Însă știu atât. Faptul că dumneata ai auzit Evanghelia este harul lui Dumnezeu pentru dumneata. De ce alții n-au auzit-o? Nu știu. Că nu pot eu să explic și să răspund la toate întrebările din lume. Însă faptul că noi avem cinstea, favorul să credem în Iisus, faptul că nouă ni se vestește Evanghelia, eu îl consider har. Grație
din partea lui Dumnezeu. Tu poți să respingi harul. Poți să respingi grația lui Dumnezeu, dar responsabilitatea ți-a aparține. Eu sunt curat de sângele care va cădea asupra capului tău. Eu sunt curat că în această dimineață îți vestesc tot adevărul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu este întrupat într-o singură persoană și persoana aceea este Iisus Hristos, care într-o zi ca astăzi s-a născut în iezdea Betleemului, glorie lui Iisus Hristos. Ăsta este harul și adevărul pe care l-a adus Domnul Iisus Hristos. Și încă un adevăr, bine, adevărurile în Hristos este un adevăr multiplu. Auziți încă un adevăr. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Când Iisus Hristos s-a născut în iesle și s-a adus pe cruce, și ce ne spune Dumnezeu, ce ne spune Iisus Hristos? Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Așa rău cum ești. Murdar cum ești, ticălos, ipocrit, dublu cum ești. Lui Dumnezeu îi pasă de tine. Și asta se numește har, dar și adevăr. Glorie lui Dumnezeu. Și încă un adevăr vreau să vi-l spun, că mi l-am notat aici să nu uit. Există viața după moarte. Este un alt adevăr pe care ni l-a lăsat Iisus Hristos. Și dacă îl veți urmări pe Iisus Hristos prin Sfintele Evanghelii, veți vedea că un adevăr de care Domnul Hristos era pasionat. Era că le vorbea mereu oamenilor despre viață după moarte. Știți că adevărul acesta nu mai prea este crezut în secolul 20 și 21? Hai, domnul, fi serios. Adică, mai poți să crezi că există ceva după moarte? Mai poți să crezi că ăla pe care l-a mâncat rechinul, știi? Și balena și l-a înghițit? Mai există viață după moarte? Cum explica domnul Daniel? M-a luat unul odată așa. Cum explica domnul Daniel ăla care se neacă în mare și este dizolvat și diluat și toate elementele din ființa lui dispar? Cum explicați, domnule, o înviere a morților? Și am spus, zic, domnule, cum explicați că omul acela o să înfieze din nou? Zic, știi cum explic? Dumnezeu a zis să fie și a fost. Zic, habar n-am cum. Toate celulele alea vor fi adunate cândva. Dar știu că un savant deștept a zis așa. Nimic nu se pierde. Totul se transformă. Dar nimic nu se pierde. Și știința ne spune, și savantul ăla isteț spune, nimic nu se pierde, totul se transformă și Dumnezeu spune că marea va da înapoi pe morții. Moartea, pământul va da înapoi pe morții lui și ei. Cum e asta? Nu știu. Dar știi ce știu? Când Iisus Hristos spune un cuvânt, ăla este adevărul. Și am ales să cred adevărul lui Iisus Hristos. Și vorba lui Fiodor Dostoievski a zis, bătrânul rus creștin însă convins, marele scriitor Dostoievski a spus, dacă mi se va dovedi în modul cel mai indubitabil că nu Hristos este adevărul, dacă demonstrația este indubitabilă și inegalabilă și dacă aș fi pe patul de moarte și mi se va demonstra că nu Iisus Hristos este adevărul, eu și atunci aș alege să rămân cu Iisus Hristos. Nu cu adevărul ăla. Și noi, în această zi, alegem să credem adevărul lui Iisus Hristos. Tu poți să respingi. Dar responsabilitatea este a ta. Și pentru că este ora 12 fără 3 minute, mai am încă 3 minute. Mulțumesc de încurajare. Vreau să închei spunându-vă încă un adevăr despre adevărul lui Iisus Hristos. Adevărul despre adevăr. Este asta. Și vreau să deschideți împreună cu mine în Tit, la capitolul 2, versetul 11 și 12. Tit este undeva în Noul Testament. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici în Tit? Lasă-l găsesc și fiți atenți. Tit 2, 11. Pagina 1172. Și auziți acum adevărul despre har și despre adevăr. Hristos a adus harul și adevărul. Și auziți. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Prin iestea și prin crucea lui Hristos ni s-a arătat harul.
Căci harul lui Dumnezeu care ne aduce mântuire, care aduce mântuire pentru toți oamenii care primesc harul, a fost arătat. Și ce ne învață harul? Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericită noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, glorie lui Dumnezeu. Amin. Știți, am vrut să termin cu versetul acesta, ca nu cumva cuiva să-i treacă prin minte. Știi? Na, ne-a zis Ocarul bine în dimineața asta și ne-a plăcut ce ne-a zis. Că am primit har, cred în har și sunt boierică. Adică fac ce vreau. Absolut neadevărat. Pentru că auziți ce spune harul. Harul, ce spune adevărul. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii care primesc harul, a fost arătat și auziți ce ne învață harul. Harul, ăsta este adevărul despre har și adevărul despre adevăr. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate, evlavie și încă ceva făcând, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Aleluia! Amin! Amin. În alte cuvinte, frașiselor, doamnelor și domnilor, în har, nu mai poți trăi cum vrei tu. În har, trăiești cum vrei el. Amin. Amin. În har, nu mai poți trăiești cum vrei tu. Harul ăsta, gratis pentru tine, atât de costisitor pentru Domnul Iisus, trebuie să stăpânească în viața ta. Și fii atent, în mântuire, stăpânește harul. În nemântuire stăpânește păcatul. Dar în mântuire stăpânește harul și dacă vei citi prin Roman capitolul 6, spune harul, zice Pavel și 5, să stăpânească în inima voastră. Amin. Și când stăpânește harul, harul mă înseamnă să o rup cu păgânătatea, cu poftele lumești, cu ceea ce am citit adineauri și să trăiesc prin Duhul Sfânt, spre slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Amin. Însă vestea bună este că se poate. Doamne, ajută-ne. Amin. Amin.